scăderea drastică a populației din comuna Mioarele a dus și la împuținarea copiilor. Prin urmare, administrația locală a fost nevoită să închidă toate unitățile de învățământ, cu excepția școlii gimnaziale din satul Mățău. Unitatea de învățământ de aici are toate condițiile pentru desfășurarea unui învățământ de calitate, chiar dacă clasele sunt comasate. Elevii din satul Suslănești, care este la o distanță considerabilă față de școala din centru, fac navetă la instituțiile de învățământ din localitățile învecinate, Valea Mare Pravăț și Boteni. Administrația locală nu beneficiază de niciun microbus de transport elevii. Instituția de învățământ stăm binișor, zic. Noi ne-am achitat de obligație care a fost față de învățământ, nu e niciun fel de problemă. Problema e mai gravă că avem copii puțini. Copii puțini. O singură școală în centru, da, cu vreo 36 de copii. Nici la Suslănești nu mai există. Nu mai există nici școală, nici la Suslănești, nici în Cocenești. Și cu ce aduceți copii? Tocmai asta că nu avem mijloace de transport. Chiar acum am făcut, ne-a propriu zis, nu am făcut. Am aflat că se dau niște microbuze, am făcut și noi documentația, am trimis-o și chiar astăzi am aflat că nu suntem pe lista de la achiziție, pentru a obține, că nu ne-am încadrat la punctaj, că nu știu ce, că nu știu cum. Bun, și cei din Suslănești cum ajung aici? Nu pot să ajung, nu ajung. Să duc la Boteni o parte și o parte la Valea Mare. Deci fiecare cum se descurcă, da. Botenii și Valea Mare, chiar am avut discuție și cu primarul de la Valea Mare și cu cel de la Botenii, au trimis un microbus ei și i-au luat. Am înțeles. Pentru că au microbuze școlare. Clădirea este acolo. Aranjată? E aranjată tot, dar fiind copii puțini, natalitatea e foarte mică, lumea e îmbătrânită. Păi, ca avem în jur de 100 și ceva de copii la nivel de comun. Aveți și clase comasate? Adică da, clasele sunt comasate, da. Adică a întâia, cu a doua, cu a treia și a patra. A fost 5, 8, 6, 7, că au fost împărțiți. Dar în orice caz, copiii au ieșit, profesorii sunt destul de buni, copiii chiar au avut rezultate la învățătură. Și cu toate acestea, actul didactic este unul de calitate. Asta s-a demonstrat la evaluarea națională unde toți candidații au promovat.